Phoenix și Dinamo au oferit o partidă încrâncenată. Elevii lui Florin Nini au condus de la început până la final, chiar dacă adversarii au opus o rezistență îndrăgită. Echipa care și-a dorit mai mult victoria s-a impus până la urmă. Am spus și în preconferință, era un meci cu o miză mare. S-a simțit tensiunea, s-a simțit emoția și din partea jucătorilor, nu ascund că și din partea mea, însă mă bucur și felicit băieții că au reușit să-și stăpânească, să aibă control și, așa cum ați văzut, au jucat ca o adevărată echipă. Mă bucur, avem un joc bun, avem, zic eu, un joc spectaculos, un joc organizat, depinde doar de noi, ăsta e lucrul cu care am început discuția cu ei, că în acest meci depinde doar de noi dacă vom câștiga sau nu. Victoria formației de la Dunăre se datorează și faptului că Florin Nini și elevii săi și-au studiat foarte bine adversarii. Noi am citit cam ce fac ei la blocaj, cred că s-au ales sistemele bune și decizia jucătorilor. După cum ați văzut, am reușit coșuri ușoare, cu angajare sub panou, cu pătrundere, cu dezechilibrarea jocului, lucru care ține foarte mult de, nu neapărat de strategia mea, cât de decizia jucătorilor. De asta am spus că merită felicitările și este victoria lor, pentru că în momentele importante, chiar dacă am făcut greșeli ușoare în apărare, au știut să gândească, să organizeze bine atacul și să aleagă soluțiile cele mai bune. Phoenix mai are de disputat un joc din sezonul regulat la Oradea cu campioana în titlă. Urmează apoi jocurile din turneul 7-12.